astăzi ne vom uita la unele dintre cele mai populare shorturi de pe Minecraft. Vom vedea de ce sunt atât de populare și puteți să faceți voi clipul ăsta mai popular lăsând acolo un like și abonându-te pentru următoarele clipuri. Hai să vedem și primul TikTok de astăzi. Ce face în acesta? Văd că a găsit ceva diamante. Ok, foarte bine pentru el. Cred că are și ceva fortune pe acel pickaxe, pentru că a luat mai multe diamante decât a minat și vrea să facă ceva mecanism, din câte îmi dau seama. A pus acolo un endrod și un piston și mai face pe aici chestii. Ok, nu prea îmi dau seama ce vrea să facă, dar nu prea pare legal ce face aici. Foarte mulți mi-ați dat tag în acest videoclip să-l testez sau să-mi dau cu părerea. Hai să vedem, să ne dăm cu părerea dacă mi se pare fake sau este real ce se întâmplă aici. Bă, nu știu ce să zic, pare puțin fake după cum arată situația asta, cu slime-uri, cu toate chestiile de genul. Leagă aici cu redstone. Ok, pune și un repeater. Are și un lever și ia să vedem. O să dea de lever? No, nu pot să cred. N-are mă cum așa ceva, imposibil. Deci chiar n-are cum să se întâmple așa ceva. Uite-te și tu. Mă, ce? E generator de diamante. Bă, n-are mă cum, n-are cum. Este și pe Java. Dacă era pe Bedrock, poate exista o șansă. Dar uitați-vă aici. Pune pistonul, împinge endrodul în diamant, diamantul intră cumva în acest clopot și practic se spawnează două diamante. Bă, nu știu ce să zic. Nu o să o testez, dar eu zic că este falsă. Și vreau să scrii până la finalul episodului care este TikTok-ul tău preferat din acest clip. Trecem mai departe și avem 15 idei pentru lumea ta de Minecraft. Ce să poți să construiești? Avem o cameră, mă rog, mai mult un sat, să zicem așa, din ciupercuțe care arată foarte drăguț, îmi place. O macara, mamă cât de tare arată. O căsuță de pescuit, de fisherman. Avem niște poduri. Mamă, vezi că ăsta sub apă chiar e tare. Ăsta sub apă chiar îmi place. Nota 10. Ăsta așa nu prea îmi place, că mi se pare că sunt mulți copaci. Ăsta e interesant, chiar interesant. Are și un acoperiș. Aici au un fel de fireplace, unde stai la foc de tabără. Mamă, și asta e tare. Să spui așa mai multe bărci și le iei când ai nevoie de ele. Chiar tare chestia asta. Window shutters, o ramă la fereastră. Și chiar îmi place cum arată foarte, foarte bine. Asta nu știu ce exact, zici că e un shop, ceva de genul. Ăștia sunt niște pillar, nu știu cum se zice română la chestia asta. Și niște wall-uri, adică niște ziduri. Foarte tare, foarte tare, îmi plac ideile astea. Mamă, ce asta? Server spawn? Bă, vezi că e tare, dacă ai avea un server de Minecraft, chiar ai putea să-ți faci chestia asta. Și dacă căutați cumva un server de Minecraft, vă aștept pe serverul meu de Minecraft mc.ratoni.ro. Și pentru cei care se joacă deja pe server, am o mică surpriză pentru voi. Vineri la ora 8 se va lansa o nouă secțiune de Tycoon. Găsiți mai multe informații pe serverul de Discord al serverului. Dar vă zic eu, o să fie tare și să facem episoade asta așa, ca un mic spoiler. Mineshaft design. Mamă cât de tare arată. Și ăsta ce e? Vagon? Mamă, asta e căruță, ești nebun. Uite-te cum arată, bro, zici că e căruță, mai trebuia calul. Avem și niște shelf-uri, așa, să spui cărți, toate cele. Ok, bă, chiar mi-a plăcut. Ia uite-l pe Steve ce construiește aici. Obsidian. Obsidian, construiește portalul cu obsidian, nu? Face aici portalul, asta ce face, mă, caută în chest. Aoleu. Bă, unde te oi, Steve? Bă, ce face? Toamne, a băgat-o în chest. Bro, a băgat fata în chest, nu pot să cred. Efectiv, a băgat-o în chest acolo. S-a supărat Alex, a ieșit și direct în portal. Mamă, ce troller e Steve, ești nebun. A intrat Alex direct în portal și e ajuns în Nether. Mamă, piglini, ce n-ai voie să faci? Mă, ce cu semnul ăla? Mai departe, ia să vedem aici un crafting. Bă, ce a craftat? Mamă, e bouncing ball. Cum se numește? O minge săritoare. Ia uite, sare și în apă. Băi, cum sare? Ce mai face, frate? Nu, TNT ball. Uite cum sare. Bă, ce mod e ăsta? Modul se numește bouncing balls. Chiar așa se numește și e destul de tare, sincer. Un mod pe care chiar l-aș băga dacă aș vrea să mă distrez cu prietenii. Asta cu TNT-ul chiar e tare. Deci chiar e tare cu TNT. Uite-te și tu, sparge pe unde apuci. Bine ar fi să nu sar pe casă, sincer, pentru că s-ar dărâma puțin din casă cu chestia asta. Ia să vedem. They found it. Au găsit lucrul acela, să zicem așa. E băiatul ăla. Bă, cred că l-ați văzut și voi cel puțin odată, deci băiatul ăla din colțul din stânga, care apare peste tot, e pur și simplu peste tot la chestiile astea de Minecraft. A găsit aici un mansion și în acest mansion, what? A găsit un sat care e și un portal în acest mansion.
Mă, ce s-a întâmplat? Zici că e un seed bântuit, de-l mai găsesc eu, din seria noastră. Bă, aș vrea și eu să testez seed-ul ăsta. A găsit un sătean și a găsit mare casă dintr-un village. Vedem acolo un pat. Sparge patul, nici măcar nu i-a dat patul. Mamă, cât de ciudat arată seed-ul, bro. Elaiuri, unde se duce, mă? Unde se duce în continuu aici? Și a ieșit iar. Bă, sincer, e unul dintre cele mai ciudate seed-uri pe care le-am văzut, vă zic sincer. Din păcate, ce-a găsit aici? What? Uite, este și seed-ul. Mamă, nu pot să cred. Bă, e și seed-ul aici. Bă, nu știu dacă să-l testăm sau nu. Să-l testăm, boys. Deci e pe Java. Și, bă, hai să-l testăm, știi ce? Am zis că ne uităm doar la TikTok-uri, dar chiar vreau să-l testez pentru că, bă, mi se pare că ar fi destul de tare dacă ar merge. Bun, hai să creăm o lume cu seed-ul acela. Am scris și eu seed-ul, să vedem dacă este bun. E posibil să-l mai greșesc pentru că are foarte, foarte multe cifre. Haideți să încercăm, punem direct pe creativ că nu ne interesează să facem survival. Ok, ne-am spawnat pe dita mai insula, dar hai să dăm locate mansion. Hai să vedem dacă găsim mansion-ul care era în TikTok. Bă, am găsit un mansion, dar nu pare să fie ăla, sincer să fiu cu voi. Bă, și parcă a mai fost odată mansion-ul ăsta, vreți să vă mint? Deci eu am impresia că am mai găsit un mansion de genul odată. E posibil doar să semene, dar mă uit odată dacă am scris seed-ul bine. Da, din păcate am mai încercat un seed care mai era prin comentarii. Eu mă gândeam că, bă, poate este seed-ul acesta dacă scrie prin comentarii, dar nu este. Aparent, TikTok-ul acela este fake și nu trebuie să încercați și voi pentru că am încercat eu. Deci, chestia asta cu village-ul nu merge. Deci, din păcate, este fake. Sau este pe, cumva pe bedrock? O fi pe bedrock cumva chestia asta? Hai să încercăm și pe bedrock, dar nu știu ce să zic. Haideți că am intrat și pe bedrock, dar nu pare că e foarte schimbat acest mansion, sincer să fiu cu voi. Da, pare un mansion pur și simplu normal, adică nu e combinat cu absolut nicio altă structură. Și noi dacă ne spawnăm, ne spawnăm pe aceeași insulă, deci pur și simplu nu funcționează, nu există alt mansion mai aproape. Haideți să vedem mai departe TikTok-ul, să vedem ce craftează aici. A făcut un bloc destul de interesant și what? Blocul ăsta zici că e cerul, gen, practic vede cerul. Ia uite, bă, ce acoperiș de cer are. Mamă, vezi că e tare, chiar e interesant blocul acesta. Este un mod, se numește Literal Sky Block Mod. Mamă, cum arată, bro. Deci vezi, pentru niște design-uri chiar ar fi tare să faci chestia asta. Uite, zici că ești într-o galaxie, dar știm cu toții că aia e de la portalul de la End. Chiar tare, chiar tare, mi-ar plăcea modul ăsta să-l am. Haideți să vedem mai departe tot pe băiatul ăsta. Și deja pe băiatul ăsta e frățiorul nostru. Și că au găsit. Are și un mod, când omori practic animalele, îți dă corpul animalelor și poți să iei carnea de pe ele, să zicem așa. Dar hai să vedem ce a găsit el, uite. Ok, ce v-am zis, poți să iei corpul animalelor și poți să pui animalele practic așa la proțap cum ar veni. Se duce sus de tot și ce a găsit, mă, frate? Tot nu știu, a găsit el ceva, dar nu știm ce a găsit. Mamă, dar ce bază are cu netherite, cu diamante, puțin așa la flex, ești nebun. Nu, a pus pe lângă. Ce pune, mă? Doamne, a pus găleată cu pește în ea. Mă, ce se întâmplă prea multe chestii. What? Bro, ce e acolo? Nu poți să-mi spui tu mie că el avea baza fix lângă și n-a observat niciodată. Ăsta este seed-ul, nu o să-l mai testăm. Dar arată destul de impresionant, sincer. Este chiar jos un iglu, dacă puteți vedea. Este un iglu acolo. Bă, interesant. Chiar n-am ce să zic de chestia asta. Arată bine, iglu in a sinkhole, adică într-o gaură așa mare, foarte, foarte, foarte adâncă. Mai departe, am văzut ceva cu seed. Hai să vedem seed-uri uimitoare din 1.20. Avem seed-uri faine, ia uite. Seed-ul ăsta e chiar tare, pentru că avem copăcii ăștia, Sakura, avem și un sat aici, un lac. Chiar arată bine seed-ul ăsta. După aceea, ok, nu e atât de wow. Și Mesa Moat, ăsta ar fi tare dacă ai face niște poduri, chiar ar fi destul de tare. Bă, nu sunt așa wow, sincer. Opa, bă, ce-am văzut acolo în spate? Bă, ați văzut și voi? Dați înapoi și uitați-vă,
pentru că era ceva acolo în spate. Ia uite-l pe ăsta, bă, s-a prins de 100 de găini și a sărit. Bă, cred că ați văzut mulți clipul acesta și poate sunteți curioși dacă este adevărat sau nu. Eu am mai testat pe un clip, dacă n-ați văzut clipul acela. Ei bine, ca o mică explicație, este vorba de slow falling. El și-a dat o poțiune de slow falling înainte să sară și practic după aceea și-a legat găinile, vezi, doamne, că ar pica mai ușor. Dar nu este așa, ar fi tare să fie chestia asta. De uite cum se duce. Bă, uite portalul Herobrine. Mă, scheleți agățați toate cele. Ia uite ce pică, ia uite ce pică. Bă, chiar tare ideea. Deci a fost o idee foarte, foarte tare să facă chestia asta. Nu pot să cred că pică fix acolo. Pică fix acolo pe diamant. Bine. Și se duc toate găinile în lavă. Au rămas doar două. Hai să vedem o casă trio, așa se numește. Casa aceasta trio, este și un mic tutorial dacă vrea cineva să facă această casă trio. Bă, sincer, eu chiar mă folosesc de tutoriale, adică sunt oameni mult mai pricepuți decât mine la design și la construcții pe Minecraft, așa că, bă, și eu mă mai inspir. Și avem așa o mică bază, un speed up, să vedem totul pe repede înainte. Bă, n-ar trebui să fie foarte, foarte grea și cred că oricine ar putea să o facă. Hai să vedem ce iese. Este un singur om care face, dar face pe creativ. Vă dați seama că ai face mult mai greu dacă ai face pe survival. Sau poate face pe survival? Nici nu știu dacă face pe survival sau nu. Pune o grămadă de pereți, asta am înțeles, deci are o grămadă de pereți această casă. Da, e pe creativ. Și face acolo ceva țarcuri pentru animale și se apucă de primul etaj. Nu știu de voi, dar mi se par foarte satisfăcut toare clipurile de genul, chiar îmi place să mă uit la ele. Dacă mai intră pe TikTok sau pe YouTube Shorts, dacă mai intră chestii de genul, chiar par foarte satisfăcătoare. Nu știu dacă vă plac și vouă. Și se apucă de acoperiș. Sunt curios dacă face ceva la mansardă, nu știu, o cameră acolo mică. Chiar sunt curios. Bă, pare o casă foarte simplă. Nu e nimic complicat, n-ai nevoie de super resurse, adică ai cobblestone, oak și glass, atât. S-a apucat să facă și pe exterior. Uite, face niște plantații aici foarte frumoase. Bă, vezi că arată bine casa, n-ai ce să zici. Adică îți faci treaba cu ea, să ai tot ce ai nevoie acolo, chesturi, enchanturi, nu știu, chiar cred că e o casă care are tot ce îi trebuie. Și mi se pare că seamănă foarte mult cu casa mea de am făcut-o în ultima mea serie de hardcore anul trecut. Nu știu cât s-a uitat la ea, dar seamănă foarte, foarte mult cu ea. Nu e exact ca și aia, aia mi se părea mai mare și avea altfel structura, dar seamănă puțin. Mai departe, îi omoară cățelul și acest om vrea să se răzbune. A oprit timpul și fiți atenți ce-i face la zombie. Bă, deci o să fie tortură. Ești nebun, îl torturează. Uite câte săgeți bagă. Și bă, am făcut și eu chestia asta. E foarte, foarte amuzantă să faci pe un zombie, pe un creeper, când oprești așa timpul. Eu, uite, bagă și cu trident. Bro, bă, da, băgat, îți bagi game-ul. Dacă ți-au omorât câinele, e groasă. Ia uite și cu end crystal. Hai că asta e nou cu end crystal-uri și TNT-uri. Hai să vedem cum explodează toate astea, pentru că sunt foarte, foarte curios. Ce mai dă? Potion. Da, mă, îi dă poțiune de regenerare, pentru că asta este toxică pentru zombii. Ia să vedem. Bă, da, dă. I-a dat, fără frică. Uite ce-i dă, ia uite ce-i dă, ești nebun. Păi, mai oprește-te, ai și tu milă puțin. Nici mai dă pe el, ești nebun. Wow, și ar trebui să... Uite cum arată totul. Bro, a fost prea repede. Deci a fost totul prea repede. Uite cum a explodat totul. Nici nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Ia vezi speedrun-ul ăsta. Bro, cum arată. Circle Temple se numește. Mamă, cum arată. Băi, prea satisfăcător, nu știu de voi. Mie îmi place foarte mult să mă uit la chestiile de genul. Uite cum se duce așa totuși. Ajunge deja spre bedrock. Ia uite, s-a dus până la ultimul nivel. Și cum îmbracă tot cu ceva negru, dar nu-mi dau seama ce bloc este, oricum nu contează. Uuu, face și jos ceva. Interesant, mamă, cu modele cu dăstea. Deci ăsta chiar e un templu super șmecher. Sunt curios dacă a făcut full pe survival chestia asta. Deci chiar dacă a făcut-o full pe survival, nu știu, mi se pare incredibil. Cine face chestii de genul e super tare. A terminat totuși, uite cum arată. Nu pot să cred, încercuiește tot ăsta. Și ce vrea să facă? Mamă, cum arată. Bă, arată tare, n-am ce să zic. Mai departe, hai să vedem ce face băiatul ăsta. E aici cu multe TNT-uri. A explodat villagerii, bă, nu se face așa. Explodează aici toate TNT-urile. Și cică,
E un final nebun, așa zice. E finalul ăsta nebun. Mamă, explodează tot satul. Că e fix sat sub el. Mamă, dar s-a găsit și ăsta să facă TNT-ul fix deasupra satului. Aproape le termină. Se duce, se duce, se duce. Bă, ce e acolo în zare? Nu pot să cred că e un lever. Mamă, dita mai leverul. S-a dus, ești nebun. Mamă, 100.000 de TNT-uri. S-a dus, rip PC. Rip PC. Mamă, câte TNT-uri au fost aici, băieți și fete? Chiar vreau să-mi scrieți în comentarii. Eu zic că au fost 100.000. Ia uite pe fata asta care joacă Minecraft. Ok, bă, au început să se boată. Ăla a dat cu Ender Pearl-ul. Mamă, ia uite, a pus cu TNT, cu apă. Bă, ești nebun? Aruncă cu... Mă, ce se întâmplă? What? Cum a omorât? Nu, vreau să ne mai uităm încă o dată. Aruncă perlă. O împinge pe fată. Vine cu apă, dă cu fishing rod-ul. Nu pot să... Bă, n-ai mă cum. N-ai cum așa ceva. Și că nu mina niciodată emeraldele Minecraft. S-au supărat villagerii pe el. Nu. No. Mă, unde intra, mă? Baza secretă. Bă, de ce vine atâția villager după el? Nu pot să cred. Bă, voi ați minat vreodată emeralde Minecraft? Că nu cred că se întâmplă chestia asta, dar e funny videoclipul. Ia uite, face și parkour pe emeralde. Bă, ce știu villagerii parkour, ești nebun? Vezi că... Leau cu parcurul. Mamă, mamă, ambuscadă. Du-te, fă parcurul. Ok, mamă, vezi că se descurcă bine villagerii. Ba, dacă s-or dau o bucată toți ăia, nu mai ai ce să faci. Mamă, e prins la colț. Fiți atenți că e prins la colț. Doamne, cât de funny e. Ia uite, mai multe emeralde. Fugi, bă. Au rămas o grămadă de villager. N-au murit așa mulți în lavă. Mamă, nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Mamă, ce sar. Și apasă pe lever. Mamă, le-a făcut schemă, ești nebun. Prea tare chestia asta. Deci morala videoclipului e că nu trebuie să minăm niciodată emeralde. Ei bine, băi și fete, cam acesta ar fi episodul. Sper că a plăcut. Vreau să scrieți care a fost videoclipul tău preferat din acest episod. Eu am fost Tiner și să ai o zi minunată în continuare. Te-am pupat, pa, pa!